ați venit din nou în familia noastră! Astăzi avem iarăși un vlog de cumpărături pentru că ne pregătim de Paște. Așa, carne multă nu este pentru că încercăm și noi să mai diminuăm și ce mai avem, dar am luat câteva oferte și m-am gândit să împart cumpărăturile de astăzi și cu voi pentru că vă plac tare mult. Problema este că iarăși a făcut o combinație de-a mea și iarăși cineva e și păcălit, eu cred că caserița. Dar n-a fost intenționat. Haideți să vă arăt cumpărăturile pentru că vreau să bag neapărat la frigider tot și apoi să vă povestesc mai pendelete ce și cum a fost. Aceasta este prima parte din cumpărături. Am un box mic de apă și trei mari, dar alea nu le-am mai adus. După care avem, aici am desfăcut, o parte le-au bâncat copiii, le-au început, o parte le-am desfăcut eu, așa se întâmplă la noi. Aici avem pâine, sunt 8 pâinici de făcut la cuptor, iar aici avem cornuri. Tocmai acum în cuptor am niște cornulețe dintre astea cu prosciutto, cu salam, și o să vă arăt la urmă cum ies pentru copii am pus. Aici aveam 10 și era o ofertă foarte faină, primeam 1 euro înapoi la 2 bucăți, dar și cu punctele am ieșit gratis. Acestea iarăși au fost gratis, am început cu gratis de la începutul filmulețului. Puteam să iau 5 bucăți, dar nu aveau decât natur și am luat așa ca să fac niște brioșe și poate chec ceva. Mie nu prea îmi place natur. Am luat doar 3 bucăți și la 2 am ieșit pe plus. Acestea sunt 6 iaurțele pentru copii. Emilie îi dăm așa cu cereale, Alex mănâncă cu bombonele. Iar aici am luat smântână pentru că vreau să fac sarmale de Paște. Am găsit un pui de mais așa, este galben, este frumos, nu știu dacă se vede la cameră, și vreau să fac o supă. În fiecare săptămână trebuie să fac o supă pentru copii, iar cu pieptul vreau să fac salată. Aici avem unt pentru că vreau să fac cozonac. Iarăși 2 cartoane de ouă, 20 de ouă, mai am în frigider un carton, vreau să fac și cozonac și ouă roșii, sper să-mi ajungă. Aici am luat marmeladă dulceață cu mai puțin zahăr, la fiecare borcan am primit înapoi 1 euro, iar diferența care a fost am acoperit din puncte și am iau și gratis. Aici avem castraveți, ăștia sunt în oțet, noi mâncăm de obicei în apă cu sare. Ăștia sunt în oțet pentru că vreau să fac salată beef și de am luat așa. 4 de lapte. Aici avem maioneză, tot la fel. Nu o fac eu, așa că am cumpărat-o. Aici avem gogoșar, tot pentru salată. Aici am găsit niște ketchup la reducere 1,29 €. Costă mult ăsta cu 35% mai puțin zahăr. Am luat 2 pentru că Alex mănâncă. Iar aici avem fasole. Eu luam altfel, era ceva marcă rusească, parcă scria în rusă, dar n-am mai găsit, cred că din cauza situației actuale, așa că am luat din asta, dar este foarte bună la oala cu presiune. Am găsit făină din aia bună, mie asta îmi place cel mai mult, am luat 2 pentru cozonac, vreau să fac cu 2 kg de făină. Asta este unt pe care îl mâncăm pe pâine dimineața, nesărat. Din astea au fost 5. Dacă luam 5, aveam o reducere 1 euro cu un cupon. Ele costă 49 de cenți. Cum ar veni, am plătit 3 și am avut 2 gratis. Aici avem iarăși tortilia, cum se zice în română, lipie. Nouă ne place foarte mult, ne plac multe combinații. Cred că am așa arătat pe YouTube și pe TikTok câteva dintre ele, nu mai țin minte, dar parcă. Aici am luat 3 Milka. De ce? Pentru că vreau iarăși să particip la concurs, să mai câștig 50 de euro. Asta mie îmi place cel mai mult. Atâta de bună ce îi. Iar asta le-am luat pentru copii, le mai dau câte una când sunt cu minți și în parc. Drojdie proaspătă pentru cozonac, bineînțeles, astea le punem așa. Am luat alune nesărate pentru copii, le-am început deja. Noi le mâncăm la gustărică, după ce mănâncă la desert sau la gustare, pe așa pe la 4-5, le dau câte o mână de alune, sunt sănătoase, nu au sare, sunt bune. Aici avem niște brânză pentru pizza, vreau să fac focaccia cu cremuș, de asta am și luat. Combinația preferată a copiilor mei este cu ketchup, brânză și cremuș și am luat și câțiva cremuș să facem cu focaccia. Vroiam astăzi, dar nu cred că mai apuc, cred că mâine. Iar aici am luat alune sărate pentru adulți.
am luat pâine, am luat niște din astea așa pentru Alex, niște o felie, așa o bucată de brânză care deasupra se desface, așa mai multe fâșii, îi place lui Alex. Aici avem bacon, stați că nu mai intră în cadru. Aici avem bacon și după cum vedeți a fost gratis, o dată pe numele meu, o dată pe numele lui Cornel. Ăsta la grătar, mamă ce bun e! Sperăm să putem să facem un grătar de Paște. Aici am luat șunculiță, tot la fel a fost gratis, o dată eu, o dată Cornel. Sunt 5 bucăți aici și ziceți cum păi. Iar aici avem iarăși brânză de grill, care a fost gratis, unde se vede aici, gratis testen. Odată eu, odată Cornel, pentru am luat toată natur, cred că lui Alex nu se placă cu ierburi, asta e cu ierburi, asta e natur. Și sperăm să putem să o punem de un grătar zilele astea, iar aici am cabanos. Sunt gata și cornulețele, ce păcat că am uitat să le dau cu ouă pe deasupra. M-am grăbit să le bag la cuptor odată, că și copiilor le este foame și așteptăm puțin să se usuce, să se răcească, să le dau. Practic, le-am scos din cutia aia, ele sunt deja aproape, deja tăiate. Le-am mai dat eu un pic cu cuțitul pe deasupra, am pus o bucățică de prosciutto în mijloc, am rulat, n-am întors colțuri, n-am făcut nimic la colțuri. Astea sunt rulate de mine, astea sunt rulate de Alex, deci, cum zice Alex, Kinderleicht, ușor ca pentru copii. Și ies foarte bune. Mergea și niște brânză, dar lui Alex nu-i place, așa că asta e, voilà! La categoria fructe și legume avem așa, ceapă verde, castravete, banane, morcovi, ardei, salată, asta îmi place mie cel mai mult, numai inima, cum zic ei așa, hertz, ardei roșii, usturoi, struguri, mandarine, vroia Alex, mere, cartofi și roșii. A și sărit. Restul mai aveam. Și dacă nu, iau mine de ca aici aproape și îmi fac treaba la el, să zicem așa. Na, ați văzut, astea au fost cumpărăturile. Problema este că, adică norocul meu a fost că am participat la un concurs de la Milka și am câștigat un voucher de 50 de euro de, făcut, de consumat la Reve. Concursul era să iei 3 ciocolățele și băgai bonul și dacă erai ales să-ți trimitea voucherul ăsta. N-am avut parte de ciocolata aia pentru că toate 3 au fost de dat cadou, le-am dat cadou și uite că m-am ales cu un voucher. M-am dus la casă și am cumpărat de 91 de euro. I-am zis că am un voucher și l-am scanat. Ea mi-a pus 50 de euro în plus, ca și cum eu aș vrea să cumpăr un voucher, un card dintre ăla cu bani pe el. I-am zis, nu, mie trebuie să-mi scazi. Acum nu mai știa să scadă pe ăla care l-a pus ea, dar păi pal meu. A chemat șefa, a chemat altă caseriță. Nu mai știau să-l mai scoată. Într-un final, ele s-au lămurit cei cu voucherul meu și au pus că am plătit cash 92 de euro și am mai plătit 49 de euro. Și am zis că nu e bine. Eu am plătit cu cardul și m-am tras într-o parte, m-am dat pe bani, zic, păi nu e bine, că am plătit 8 euro în plus. Eu aveam 50 de euro ai mei de dat de scăzut și voi ați mai pus 50 de euro, în total mie trebuia să-mi scădeți 100 de euro. Deci eu mai aveam de plătit 41 de euro, nu 49. Da, ai dreptate. Și mi-a dat 8 euro în mână. Eu nu mi-am dat seama de combinațiile lor, nici nu mă pricep, n-am fost niciodată caseriță, deși mă gândesc că mi-ar plăcea. Ajung acasă și mă uit pe bon și am văzut că s-a scăzut cardul acela de 50 de euro pe care mi l-au pus ei, undeva jos la cupoane. Dar cardul meu nu apare nicăieri. Scrie doar că am plătit cash, 92 de euro, undeva s-a scăzut ăla. Acum Cornel zice, băi, și pe ăsta al tău mai poți să-l mai folosești? Că nici ele n-au înțeles dacă l-au folosit sau nu, dacă l-au scăzut. Zic, ar fi o idee să mergem să întrebăm dacă mai are bani pe el sau dacă a fost folosit sau nu știu. Problema este că eu cred că s-a fraierit caserița de 50 de euro, de 100 de euro, habar n-am, 100 de euro nu cred, deși ea a pus că am plătit cash,
92 de euro, nu știu cum. Jos, mai în fundul bonului, apare că s-a scăzut la cupoane cardul lor, pentru că avea un număr și exact același număr s-a scăzut. Deci ce a vrut ea să-mi vândă, nu s-a fraierit, dar cu aia 50 de euro ai mei, nu știu. O să mai mergem la magazin și o să întrebăm dacă mai e vreun euro pe card, ce s-a întâmplat. Asta e. Eu m-am scos bine, am plătit 41 de euro cumpărăturile, sunt destul de mulțumită. Fructe, legume, lapte în fiecare zi sau o dată la două zile mereu luăm, pâine. Noroc că avem magazin aici în spatele blocului și e comod. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în filmulețul de astăzi. Să-mi spuneți în comentarii ce vreți să pregătiți de Paște. De Paștele Catolic a fost mama la noi, dar următorul Paște o să îl sărbătorim noi. Alex e foarte bucuros că în familia noastră se sărbătorește Paștele de două ori. Sper că v-a plăcut, mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi și pe curând. Pa, pa!